Sărătoare, băieți, și bine ați venit la un nou episod. Păi, să vedeți voi cum arăt după vreo 3 ani. Deja cu sală, cu dealea, cu nebunii, cu... Nu-i mai treabă. Am început să mă îmbrac, mergem până la sediu. Am făcut multe, multe contracte, am făcut tot ce trebuie. Ia stai să văd cine e băiatul ăla. Nu știu cine-i. Merge până la sediu și am zis că vreau să mă duc să văd dacă e cineva acolo. Sper să prind și de data asta pe cineva acolo. La oricum, acum fiind seară, na, a pus de soare, asta e, ce să facem. Hai să începem vizionarea plăcută, vă aștept și pe One Tap. O să pun tot în descriere. Opa, ia că văd două persoane acolo. Super. Vă place? Mi-am lăsat barbă, mi-am lăsat de toate. 3 ani de zile au durat mult. Uitați-vă ce bluză avem, uitați-vă tot cu mașini, cu hârbă asta. N-avem ce face. Salutare, colegii! Salut, colegi! Ia, am venit și eu la muncă. Numai că am uitat de unde să ia ăsta. Da. Băi, turcule, dar cine e? Nu mai știi? Nu. Te-te-m. Serios? Alexe, mă, vină mă aici, mă, cum să... Băi, uite-te, mă, bine la mine, mă. Uita, mă, să mă vopsez, mă, negru, mă, că, na. Dă-te, măi, drag, bă, Vase, mă. Mi-a fost dor de tine, jur. Și mie, mă, și mie, ce-o trecut timpul, bă. Ai îmbătrânit. Mulți zic așa, dar nu mă simt. Da, unde ai fost acum 3 ani? Că eu abia deja trecut 3 ani de când lucrez aici. Fuhu. Mai nu sunt cu turc, cu frate. De, uite-te cum arătăm amândoi, știi, bun? Da, uite, văd că voi ați mai tras la sală, eu am tras pe lângă. Cu berea, cu berea? A, nu mai zis să mai audă și alții, că faci ce învață. Poate ai tras la ceva. Un pic de coc, așa. Apropo, Apropo, nu mereți încolo că e un copil îmbrăcat în roșu și îl care urmărește poliție și așa mai departe. Știi, numai un sfat. Lasă-l încolo, oricum noi avem alte treburi. Hai, dacă tot ai venit, hai să-ți arăt de unde poți să-ți ieși tu armele. Să-ți prezint așa. Băi, am uitat. Eu până acum foloseam bastonul. Sau cam spa multe chestii pe aici prin sediu și na. Să le știi și tu pe toate, să nu fie probleme pe viitor. Da. Când avem urgențe. Hai să mergem, colegul, să-i arătăm. Oricum am la brâu aici cheile de la casă. Pe asta e cam și casă. Da. Eu, în sfârșit, tot trecut vremea asta. Băi, Vasi, mai știi pe Alex ăla? Da, mă, nu să... Alex, nu Alex. Mai era unul. Nu, ăla. Turcule, cine ai zis tu de celălalt? Alex. Da, celălalt. Care a fost? Uite, vezi aici în față, de aici ați vei lua, na, acum ai, vezi și tu ce zici, cum e, ce trebuie din cutia aia. N-am băgat mi-aș... Bă, da, vezi de tot aici, mă, să mor eu. Este, mana, acum vezi și tu ce trebuie numai. Păi da, nu, am mai avut ce mi-a dat anul, dar... Să nu faci exces de ele, că le mai pierzi pe drum dacă e prea mult. Dai să fugi după cineva, s-au dus. Ultima dată le-am... Stai un pic că trebuie să... Nu-mi place, da. Ultima dată le-am pierdut, dracul, eram urmărit. Păi, aia zic, n-am, vezi. Așa e când e grăbit. Veniți la o cafea? Sus? Hai să vezi și biroul lua normalul. Da, l-am văzut ăla. L-am văzut deja de vreo 3 ani. Păi na, dar de-aia zic că s-au mai modificat pe aici, am mai renovat și noi pe aici. Uite aici... Dar știu că tot timpul am fost aici. Bucătăria. Bă, stai să-mi iau un rachiu ceva. Ia bagă-te la rachiu. Ce mișto au făcut aici, uite, cu alea de cafea, cu ceainii, cu alea. Păi da, că arată mai bine oricum. Da. Păi... Ce facem astăzi? Ia spuneți, ce aveți în cap? Nu știu, mă gândeam să mai dăm o patrulă așa pe la casa unde o avem de păzit. Sigur că n-aș vrea să zică cineva ceva. Păi nu știu, nu, ce să zic.
Dar dacă tot ai venit tu, cred că nu mai facem nicio patrulă, că ne bucurăm de momentul ăsta și mergem sus să mai povestim, să mai depănăm și noi amintiri. Păi da, hai să bem un pic. Că avem vreme mâine să tot facem patrulă. Da, bine, păi oricum e seară, n-ai văzut apus de soare. Păi da, mai stăm și noi ca băieții la o caterincă, da. Avem nevoie. Băi, sincer, am tras de fiere că l-am văzut pe turcul când am venit. Da, să nu zici că ai fost invidios. Oi, 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 bă, turcule, am ajuns ca la tine în braț, ești nebun? Haideți aici. Așa. Hai, ne punem jos. Hai, ce fain că e liber tot. Da, mă. Nu, hai, pune-ți-vă jos, mă. Ce ai mai făcut, Vasile? Bă, nu prea multe. Am vrut să zic domnul, că... Păi, ce ai mai făcut așa, interesant? Bă, în afară de fază și patrulă, nu prea multe, că na, nu-mi permit, la vârsta mea, na, gagic, vezi tu cum e. Gagică ți-ai luat? Nu. Auzi, bă, ce nu ți-am vrei? Ceva, da. Vrei? Vrei să fii? Nu fi... la anime. Ia. Stai să rămân, da. Ia, arată. Stai să mai auzi. Am înțeles. Băi, Vasile, știi că ți-a zice vorba aia, vulpea bătrână... Singura rămâne, a? Păi cam așa se zice, da. Bă... Spuneți la numărul, da? Da, mă, da. Nu face ce niște ce prostii. M-am apucat de ceva rău. A, zic că yoga, că mă piși pe mine. Parcă-l văd cum... Pasează și lui Vasile, dacă tot ești pe aici. Vrei și tu, nu? Bă, nu bag eu de alea, mă, bă, dar ce groasă e, mă. Am înțeles. Înseamnă un pic cu altceva, numai că n-o. Trebuie să nu te apuci, e flutura și pe aici, colegul. Îl văd că pe loc de security se dă zeu, ești nebun? Îl văd că sare de pe munte de aici. Dea aripi, știi că ăla. Hai că munte. Cum era vorba aia, Red Bull îți dă aripi? Și văd că te face 4x4, a? Aia, fai de capul, că-ți fac pe șații, Dric. Da. Ia, miroase, dar miroase aici. Băi, să-mi simte până aici, băi. Băi, dar vezi că umblă pe aici ceva, știi? Și să nu te sorvoleze. Nu mă zic și eu. Pag un pacul da, după aia. Băi, Vasile. Pardon. Da, spune. Fie vorba între noi. I-a spus lui Turcu, nu știu că nu prea m-am mai întâlnit cu tine deloc. Știi de ce am venit, nu? Păi mi-aș da seama, dar na, ești așa surprins. Ultima dată ați fost chemați, acum 14-18 ani, cam am 18 ani. Eu acum 14 ani am revenit înapoi. Nu, 14 ani, acum 3 ani am revenit. Da, 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 da. Și am lipsit vreo 14, ca să-ți dai seama. Și de când am lipsit, știi, moartea părintelui meu. Da, 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 da. Nu, bun. Am venit să mă răzbun. Da, mi-a zis Turcu că acea persoană murită. N-am păi, mai avut ce da, să mă fac. Nu prea mai ai pe cine acum. Ai... Da, păi acum am ales asta e. Bine că m-a luat anul înapoi. A avut grijă cel de sus să răzbune. Oi, oi. Știi că mai vorba aia. Cum bate el, nu bate nimeni. Na. Bun, și acum ai gânduri serioase, să înțeleg, așa-i? Păi nu vezi, m-am făcut mare bodyguard, umblu cu mașina voastră. Bă, să știi că mă bucur, mă bucur foarte mult. Bă, merem până în Groove? Hai mere până acolo să ne spălăm mașinile. Da, dacă vrei. Hai, mă! Mergem toți cu o mașină. Luăm Nissan-ul ăla, știi? Dude. Hai să luăm alea și mergem până acolo în grup să ne spălăm mașinile, știi? Mm-hmm. Băi, știu că e riscant. Dar până la urmă să vedem. Riscul nu prea. Băi, turcule, dar până la urmă așa umbli ca și mine. Mai dă-te... Băi, mi ce dă pe el să bureau? Deci uite de ce bușcă făcut. Când am venit aici eram pașchiuță. Am băgat 3 ani la sală, de n-ai știut.
Ia asta, mașina, mă rog, scoate-ți unul. Bă, Alexe, mă. Stai să bag în garaj aici. Hai, mergeți voi doi, uite, cu aia. Mergeți voi doi cu aia, că eu am uitat, trebuie să fug repede să semnez niște documente. Bun, hai atunci, turcule. Trebuie să le semnez, ștampilez, că dimineața trebuie să le preia normalul, să le ducă la fa... Am uitat de ele. Bine atunci, bine, hai. Hai că mă găsiți tot aici, vedeți ce, ăsta să nu stați mult. Bă, îmi pare rău că nu poți veni. Să stăm la o caterincă și noi, hai că eu fug repede să pun ștampilele pe ele. Hai că merem noi. Bă, nu credeam că un bătrânit așa moșu, mă. Mai pe scurt, nu credeam că trăiește. E bunicul. Păi bunicul organizație, idiot, adică familie, nu. Ia pune acolo până la benzinărie în gruf. Las pe o lătorie? Da, mă, da. N-ai văzut pe ziar acolo că s-a deschis? Băi, data trecută m-am dus până în centrul orașului. Nu crezi că vine un bombalău, frate, și de cu viteză în mine? Da, hai să-mi știu de prin oraș. Începe să-ți deasupra capului și revine ușor. Eu ce am zis? Bă, reveni și ar... Bă, am eu și pula revenirea lui, știi? Eu îi futai. N-ai văzut nimic, a? Nici no. Asta. Asta un pic de funny, no, știi? Ochelarii ăștia. Da. Păi vezi că, na, ochelarii mai schimbă, știi? Bă, începe omul meu să știe să facă de alea că și revine, că unul dă, bă, bă, și plouă revenirea ta ușoară, bă, nebunule. Acolo e, mă, unde l-ai pus tu, e sigur? Da, acolo e. Ce treacu, ia-i pe ăștia. Ce treacu transcarul e aici? Mă. Ha, nu știu dacă e hăptea aici, dude. Nu prea. Hai, ce carbaș. Ce carbaș, mă, nu aici. Ai zis la spălătorie. Păi da, mă, aia din Grove Street, mă. Doamne, stai un pic, că o conduc eu. No, dacă te iei după asta, mor cu zilei. Hai, să vedem ce pe aici. Ai văzut aici, mă, nebunul? Hai că trage ca la măsa în pizdă. Trage fușcu aia, pula mea. Hai, șefule. Din spatele tău. Uite-te de la mine, din spate. Bă, frate, da, în loc de... Am înțeles. Hai, plecăm de acolo. Ia, mergem până la poliție să îi denunțăm. Da, e în pula mea. Dar poliția nu face nimic. Serios? Să bag până ei. Eu nu știu, pe ea, sau ce să bagă nimeni, da. Ceva trebuie să facem, mă, cu bombardierii ăștia. Am eu ce ar trebui, da, na. Ia, pe unul l-o luat deja. Ia, hai până aici. A, nu e nimic. E, mă bucur. Ba da, e inspector la ceva. E inspector? Aha. A, păi atunci e bine. Salut, Mouz. Salut. Ești inspector aici? Nu sunt sub-inspector, sunt șerif în Sandy Shores, plus am un grad destul de mare, spune. Mă bucur. Vezi că m-am vrut să mă duc până în grup să-mi spăr și eu diuba asta. Și a început oamenii să treagă. Puteți să faceți un pic ordine pe acolo dacă vă rog frumos, că vreau să spăr și eu mașina. Imediat, da, acum. Vă mulțumesc frumos. Acum. Spor la muncă și mă scuzați poate de deranj. N-am vrut să sun că nu prea m-am telefon. Dar ce-ai făcut? L-ai pierdut? L-ai lăsat la sediu? Seara faină, băieții. Mă. Iar încearcă. Plătești un pe ăsta. Hai. Băi, chige! Mamă. Dă-i de aici. Dă-i, că merem. Ce pula mea în față, băi! Ioi! Turcule! Vezi că mergem într-un loc special. Dar fii atent.
faza care. Nu o să prea vorb. Dacă tragi după mine, de-mi scot armele, te-ai dus. De fiată că nu o să mai pot vorbi. O să închideți ochii și o să ajungem imediat. Ok, ok. Hai, vezi că merge până în deșert, la motel. Dacă tot... Dă-i mă dracu să pleci acolo, dă-i... Dă-i pe ei ca să urde un clopot, ești nebun la cap. Să duce mașina asta, de... Da. Vă place aceste episoade, băieții? Pe viitor o să vină mai frumoasă. Deci pe viitor o începe nebuneala. Suntem aici cu oamenii vechi. Am o poate data viitoare să aibă tot timp să... Ce scut dubele astea? Vor să mă blocheze? Auzi, ai văzut vreodată cum zbor o dubă? Da. Vrei să vezi? Nu. No. Fii atent, ai ceva la tine, arme sau de asta. Dar din câte știu are mașina, suport bagaj și are niște arme. Dar nu trebuia să spun asta, dar mă rog. Da. Merge. Fii atent, oprim aici. Ia, deschide pur bagaj. Hai că găsesc pur bagaj la chei. Ia, hai. Ia, hai. Păi în spate e motor, în față e pur bagajul. Mai mă, cum sună, ești prost laca. Nu, bagă. Așa. Apoi hai să pai până sus. Sper să nu mai fie nimeni pe aici. Hai să facem case de ce, nu? Bun. Vezi locul ăsta? Da. Fii atent. Aici... Opa, mașină. Aici a fost omorât taică-l. Pare rău. Da. Am venit acum câteva zile aici și m-am adus aminte de zona asta, știi? N-avem ce face. Haide, hai plecăm. Păi, și ai zis aici... Am înțeles, hai pe dincolo. Aici zici că nu mai circulă nimeni, nu? Nu mai circulă, mai sunt zis. Fugari de aia? Boschetari? Boschetari. Ia de pe căscuță, vase la sediu. Stai și la seama. Da, păi aruncăm mașină, dracu. Du-te pe partea ta și... Așa, arunc acolo. Pun între noi, știi? Nu, bun. Ia caută pe GPS acolo zona noastră. Pune acolo, până la noi, știi? Colegul Vasi, mai ești? La sediu? Ce fain să vede seara, bă, ești nebun la cap. Ce ai cu ăla, mă? Bă, dar aici ce-i, mă? Încă barul ăla-i? Ce-o zis asta, mă? Ia-i pe ăștia, ce fac mă aici? Nu mai e la sediu. Aici a plecat puțin. A. S-a dus să ia o pizza. E poftă la bătrână. Aia, e las, că e bine și își merită mâncarea aia. Da. Că am muncit mult. Băi, ce să mai zic? N-avem ce. Mergem în continuare cu contracte cu dealea. Auzi? Mai pe bar dacă se mai angajează oameni pe aici, că eu n-am auzit deloc. Nu s-a mai angajat, puțin. Se, dacă mai acceptă anul angajării. Da, se mai acceptă, se mai acceptă. Ah, bine, atunci o să le zic și la câțiva, că am și eu niște prieteni prin oraș, care, nu, ar vrea să muncească, știi? Da. Avem nevoie. Da. Deci curăț oare s-a dus până în grup. Bă, dar vocea lui
inspectorul ăla sau cine, mi se pare tare cunoscută. Nu știu, nu mai știu cum e. E din Sandy, e acolo, că poate de la motel. Nu mai știi? Nu cred, nu cred, nu cred. Că e așa de mult. Dar cum ai știu, da? Nu e, a, stai. Dacă era el, sau unul dintre ei, nu știu. N-am habar. Băi, băieții, noi acum mergem la sediu, mergem, ne culcăm. L-am întâlnit și pe Vasei, bătrânul. Vulpea bătrână. Și... asta e. Ne trim la un nou episod. O să luăm totul tot pe rând. Contracte, una alta. O să vedeți și acțiune. Deci... încetul o să fie numai cu chestii de genul. Ceea ce vă zic eu e că o seară frumoasă și ne auzim data viitoare. Un mesaj. Ciao, ciao. Acum mesajul lui. Ia călătoria din grup. Păi și ce vrei să fac? Să mă duc până acolo? Păi mai vrei sau? Păi da, eu ți-o dus. Poliția acolo, eu aranjat pe ea. Hai, de acolo, na. Hai, acolo, pula. Am vrut să închid episodul. Din nou, ca și data trecută, nu-l mai editez, asta-i. Am vrut să... ia pune acolo pe GPS. Imediat. Am vrut să închid episodul, dar dacă mai merem în cotură, poate reușim să spălăm și mașina. E prea hâdă, adică, na, cipsul una alta. Pe acolo parchirea. Un pic mergi până... în grup acolo, știi? Sigur, explora pe aia. Da, da, da. A zis acum, Vasi, că te așteaptă la sediu. După ce stă mașina. Acum, hai să spun, aici e spălătoria sau unde-i? Mai în față, mai în față. Păi aici, pe unde la parc era. Nu știu, tata e, dar... hai că e spălătoria aici. Mai față, nu mai știu. Față și la stânga, mă. Uite pe aici, la stânga. Ia, aici e mega mall. Bă, dar înțeles că s-a deschis mega mall-ul ăsta, dar nu știu de cine. S-a deschis. Fă, de capul meu și de zilele mele. Nu, no, mă, stai că n-ai trecut. În spate, ai trecut. N-ai zis nimic, numai... uite aici. E. Hai, exterior? Tot, salut! Tot! Hai, colegi, jantele și exterior, okay. Eu mă ocup de interior, haideți! Mă ocup de partea asta. E de asta. Tu du-te la jante, să șterge jantele. Dacă vreți, ia zi, vă servim cu un suc, ceva. Nu vreau, mă, nu vreau. Șterge tu jantele. Ok. Unde mă știți jantele? Ce? De m-am apucat. Șterg și volanul? Nu vrei? Dă-i tata acolo ce vrei. Dă-i tata acolo ce vrei. Mă, mă auzi, turcule? Da. Nu îmi trebuie, mă. Urmează tu ce vrei. Am o întrebare. De care spray preferați? De dingolongozaur sau de coropisniță? De pula de prepeliță. Avem de prepeliță. Oh, ia bag acolo ce știi tu mai bine, să miroase mai fain. Cu vanile să fie. Că plătesc nu-i bai. Ce mă sună bani la mine. S-a rezolvat cu aia de sus? Nu prea. Două roți sunt... ia patra oară să ne împușcă. Am înțeles. Ia patra oară că ne împușcă. Vrei să mai ești la sediu? Liniște, vă rog. Ia uite, a avut și eu aici un ticket că băieții ăia, dacă îi vezi acolo, trag de aici, de acolo, la spălătorie. N-auzi. Da, mă prefac că n-aud. N-auzi. Trag fără niciun motiv aici. Mă prefac că n-aud. Da, ați văzut data trecută, asta e. Aici, dude. Ia, stai cu ce. Da. Îți curios în cât timp să repară în cât timp termină mașina asta. Hai, ce ai zis? Nimic, am întrebat ce vrea domnul negru. Ah, ok. Păi nu, că stătea acolo, nu vă povestea, știi?
Da, era toată chestia bine, deci nu Caterinca. Oricum, vedem de când e gata. E gata mașina, beții? Gata, gata. Aproape, mai e. Prețul? Vrei să-mi schimb de ulei ceva, benzină? A, știi mecanică? Ia zi cât e prețul la schimbat. Da, dar suntem și mecanici, putem să reparăm dacă ne înțelegi și mașini. Da, păi atunci cam cât mă costă să-mi schimb și uleiul? Domnul, 200 de reparare. 2000. Uleiul 100, domnul? Mă, bagă, tată, bagă. Cum vreți voi, am nevoie... Mă, bag eu la reparare. Auzi, auzi, stai un pic. Fii atent, am nevoie de schimbare de bujii, am nevoie de ulei nou. Roțele să le vezi dacă sunt strânse. Dacă te rog frumos, dacă știi toate astea. E, cu bujile aia, nu știu, doar cu schimbare uleiului, cum am văzut. Ia acum unul din... 4 Mitsubishi-ul ăla, să știi. Nu e al meu. E, arată frumos. A, am văzut că e frumos. Cât e ăla de 30 de mii sau 70 de mii, mai știu. Da, da, da. Dragul meu. 70 Mitsubishi, da. Bă, dar o mașină mai ca lumea, nu este numai Mitsubishi sau de asta. Păi mă, e mișto mă, să n-ai văzut de 30 la oră. Ne, 300. Eu am un stangul ăla de drift, dar... Poate scoate bara din spate, să vezi ce-i scot eu imediat plămânul. Ce drift-ul faci? Uite-te ce faci al meu, bă, vezi că-mi sudez bara! E, gata, e gata. Șefule, vezi că-mi sudez bara! Ce? Vezi că-mi sudez, la cine dau bănuții? Uleiul. Da, da. La cine dau bănuții? Da, păi, domnul, s-a făcut, zi la 1, să... Ar veni cam 6, dă... CNP-ul? Nu, cât ai zis? Cât doriți, cât vă ține... Nu, CNP-ul. Da, nu, 72. Cât vă ține inima, așa ne dați. Ia uite. 1000, 2000, cât vreți. Ia, sunt la poliție. Ia de aici, împărțesc între voi. Ia, geaba, că după aia nu mă răși. Hai, plecăm de acolo. Că n-am chef de glunță încă. Mai venim, mai venim. Nici eu. Hai, plecăm mai repede, turcule, că aici mi-a să trage, nu mă la cap. Mă repara bujiile. Vere, vere, mă, cum. Ia uite pe aia, pe acoperiș. Da, mă, e perfect. Mersi. Hai, la sediu acum. Ceau, 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 seara faină. Ia până la sediu. Uite, ia uite. Ce, s-au tras după noi? Nu, nu, nu. Am crezut că s-au tras după noi. Bă, da, ce... Colegul Vasi, venim acum. Ce fain lampă, pe ăla vreau să-l iau. Păi, cred că e de la șmecherie, din oraș, trebuie să ai șmecherie. Dai bani la primat. Înțeles, bă, dar pe aici e pe nebunială. Dacă mă duc amul prin centru, s-o dus pe... pe ceacă tot. E aglomerație. E prea, mamă, să moră fanii, ne-am mai uitat ce aici. Stai că mai vine. Hai, hai, hai. Ăsta ai pierdut. Mai... Fiate, ăsta ai pierdut. Da, da. Aoleu. S-o duce în grup. Ne, ne, hai că acolo e grupul de aici. Sau pe uliță. Ne, pe... Ia, 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 opa. Asta e parada modei. Uai, ce făceam dacă mă băgam în lai. Nu te băga, că după aia o să... Futu-ți arhanglilu, măta! Amin, nu mă scuze de rechi. Nu te mai zic, după aia zic că... Cred că la ultimul îi trag glunț în cap. Unde-i? Hai la sediu, când așteaptă Vasi. Unde-i sediu, mă, că deja delirez. Ia, mi-au venit să mă duc la ala vechiul. Doamne, futu... Mergeam după ăla, dădeam o dată în el, știi cum pleca? Vezi că asta și jos, când intri o dată în ei, te-ai dus. Hai. Hai că am închis mașina, unde-i? A, băi, turcule, dar tu nu te-ai învățat să sari pe aici. E, putere în brață, o ciocă. Ce? Putere în braț, în braț, o ciocă. Unde-i Vasi? Bă!
Mamă. Sus? Da. Cred că tot acolo pe ferandă. Adică... Nu, 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 nu. Hai să vedem pe unde e. Hai, salut, colegii. Aul. Ce faci, mă? Am venit acum din concediu, am fost la Milano. E. Și am venit acum să mă schimb, să vorbesc eu cu șeful ăsta la altă. Care? Ce mai faceți? Haideți în birou. Ia, e bine, na, acum a venit din grup. A spălat unul mașina. Tu? Poftim? Adică a spălat unul acum mașina. La tine? A, uite, aoleu, stai, liniște, mă, că poate o supărăm. E moșul. Știi că nu-i hai. Place multă vorbă. Da, mă, hai. Ținăm. Serios, moșule. Om, lol. Seara bună! Ce fă, moșul? Seara. Ai venit, Alexus? Mhm. Hai că uite, m-a sunat Radu. E, păi... Păi trebuie să semnezi și tu contractul, că na, după aia e prea târziu și nu e ok. Păi atunci facem în felul următor. A, ai contractul la tine? Da, 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 că l-am găsit, bun, că mi l-a lăsat aici pe birou. Bun, uite, atunci. Uite, trebuie să dai o semnătură aici. A, păi stai, mi-te, că mă duc lângă tine. Hai că uite, îl pun aici pe birou și semnezi pe el, bine? Semnezi acolo, așa. Sper că nu mă convinți. Bun, gata. Ești devenit unul de ai noștri acum, păi, oficial. După 3 ani numai acum semnesc contractul, mă? Apoi era și timpul. Da, bine, băi. Acum am pus și eu o pilă bună pentru tine aici. Hai mă să-l pune să semneze, că după aia iară îl pierdem. A, băi, fluturaș. Dar tot ce faci cu costumul ăla, mă? Vezi că nu-i de tine. Păi n-auzi că am fost la Milano. Și ce ai făcut? Hai că ți s-a cam gătat concediu, vezi că trebuie să semnezi acolo pe fișa de concediu. Pe acum am venit și să te duci să ții în garderobă acolo, ai și tu hainele să... A, na. Mi-au venit hainele noi? S-au venit. Ma, hai, ia du-te. Hai că revin eu imediat. Bine. Băi, beții, oricum o să editez și episodul, că a început un pic de așa mai departe. Un pic de lăguț și în drop frame când am dus în oraș, nu știu ce pe acolo, în fine. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe. Nu știu ce se întâmplă. O să stau și o să verific. Eu v-am lăsat, zi frumoasă aveți. Ciao.